Bună și bine ați venit la ultima ediție din acest sezon a emisiunii De la Anonim la Brand. Astăzi vom discuta cu o invitată despre rolurile pe care le are în ceea ce face și am fost cumva inspirată de acest intro, de o mică criză existențială azi dimineață a fetiței mele care mă întreba de ce faci tu atât de multe lucruri, de ce nu lucrezi la bancă pur și simplu să ai un singur activități. Și culmea, invitata mea de astăzi face mai multe activități. Bine ai venit, sore! Bine te-am găsit! Mersi că ai acceptat invitația și că ai acceptat să schimbăm puțin tonul acestei discuții. Vine vacanța, nu? Vine vacanța și da, uite, de fapt mi-a ridicat, fiul meu mi-a ridicat cumva la fileu această poveste. Unii, într-adevăr, facem mai multe lucruri. Decât ar trebui sau asta cu decât ar trebui, nu știu dacă contează, decât alții. Alții au un job fix și aia este, sunt împliniți așa, că by the way, mama este despre cum ești împlinit. Exact, despre personalitate. Despre personalitate. În schimb, alții facem mai multe și tu faci mai multe și o să o luăm așa de la A la Z cât ne permite timpul, nu cred că ne dă nimeni afară, nu, Sorin? Suntem... Noi deja ne-am demonstrat că ne înțelegem, avem multe în comun. Avem multe în comun. Și să începem cu A, deci cu începutul. Când a început Sore? Cine este Sore brandul? Nu știu când a început brandul, dar... Hai că ne dăm seama și ce ai făcut ca să devină Sore un brand. Zi-ne puțin așa din poveste, pentru că ne urmăresc... oameni diversi pe pagina noastră și pentru cei care, culmea, nu te-ar cunoaște, să știe din povestea care s-a transformat în brand, știi? Pot să spun cu certitudine că drumul meu a început cu un vis, cu o poveste, pe vremea când aveam vârsta fetei tale, la 6 ani. Mi-am dorit și mi-am dat seama că faptul că eu cântam toată ziua în casă ar trebui să se audă și mai departe de casa mea. Eu te ascult, să știi, doar pun și live-ul la mine pe pagină. Da. La mine sper că e, sper că ne văd și cei care sunt de la mine, de pe pagină venit. Vă salut pe toți! Așa cum spuneam, totul a început de la un vis, și anume că muzica a făcut parte din viața mea de la bun început. Asta făceam de dimineață până seara acasă. Îmi plăcea să imit artiștii preferați. Și uite așa am ajuns la o primă emisiune la 10 ani, care tocmai asta își propunea, ca toți copiii care intrau în acea emisiune să devină idolii lor. Prin costume, machiaj, păr, etc. Cred că știu, mi-aduc aminte de emisiune, da. Și atât mi-am dorit eu de tare că înainte de emisiunea pentru copii fuseseră, nu știu, câțiva ani la rând, fusese emisiunea pentru adulți, Ploaia de Stele. Așa e, da. E, și atunci când a apărut în sfârșit acest format, m-am înscris, am dat casting, m-au selectat. Și atunci am dat pentru prima oară cu nasul de scenă, de mirajul artistic în afara casei și mi-a plăcut extraordinar de mult. Și a fost greu la 10 ani? Nu. Deci erai făcută pentru asta? Da, pentru mine, adică nici măcar n-aveam emoții care să mă împiedice, erau emoții constructive, abia așteptam să ies pe scenă, să cânt, să doream evident să câștig. N-am câștigat, am luat locul al treilea, dar se consideră și asta. Se consideră, nu e? Da, okay. Adică participarea e un succes în primul rând. De fapt, tu câștigasei toată experiența de acolo. Exact. Apropo de a învăța pe cei din care ne urmăresc, locul întâi nu este cel care te definește, ci este un parcurs în experiențele pe care le avem. Dar aș putea să dau o grămadă de exemple românești, mă refer, câștigători de locul al doilea sau al treilea, care de muzică, în general, da. Care au avut parte de mai mult noroc, fanbase, orice, decât câștigătorul locului întâi. Că așa le-a fost norocul, soarta, karma. Aia era pentru ei, da. E, și începând cu această emisiune, mi-am dat seama că asta îmi doresc să fac. Și de acolo am intrat într-o formație de 4 fetițe. Noi bănuiesc că suntem din aceeași generație. Îți mai aduce aminte de melodia Hei Tarzan, Tarzan, ce vine la mare? Aș vrea să zic că sunt din aceeași generație cu tine și îți mulțumesc, dar cred că mai am niște ani peste, dar nu mi-aduc aminte. Nu ți-aduce aminte, dar de Asia ți-aduce aminte? Da. Ei, în perioada când era trupa Asia, ele erau 4 fete mari, au avut 4 fete mici, Dolly se numeau. Eram noi și am fost într-un turneu național, 4 fete mari, 4 fete mici, nu, flagere. Serios, nu, da. În fine, a fost foarte frumoasă perioada. Și astăzi mă întâlnesc cu oameni pe care îi cunosc pentru prima dată și mi-amintesc de faptul că ei mă ascultau pe Atomic TV, era un post de muzică. Da, da, Atomicul știu. Așa. Da.
Și de acolo a început aventura independentă cu muzica. Cu muzica. Cu te vezi, eu știu, pe Sore Mare, și... cum ar veni, de când... Atunci nu mă intitulam Sore. Nu erai, știu, dar zic, eu nu mi-aduc aminte niște figura tu ta. Tu mă din Pariu cu viața, mă gândesc. Probabil sau că după da. Imediat din muzică, da. E, drumul a început cu mult timp înainte. Deci la 10 ani am intrat în prima trupă. Când am ajuns în liceu, am făcut o pauză, pentru că nu știam cine sunt. Ce era foarte e bine adevărat. Că ai făcut pauza să-ți dai seama. Da, da, adică s-a terminat povestea cu trupa, poveste din care pe lângă muzică, experiență scenică etc. am îmbinat foarte bine școala cu călătoriile noastre din weekend pentru concerte. Îmi aduc aminte că dădeam capacitatea și tot ceea ce învățam la geografie vedeam pe geam din Duba de concerte, adică tare rău, știi? Aplicam, era exact, și ți-a și rămas în memorie, da. Mult mai bine, cu siguranță. Exact. În liceu m-am căutat, nu știu, am fost adolescentă, am încercat să-mi dau seama ce îmi place cu adevărat și mi-am descoperit o nouă pasiune, regia de film. Ceea ce am și făcut, am urmat facultatea de regie de film și TV, am făcut în paralel și comunicare și relații publice și cumva astea două se văd foarte bine în tot ceea ce a urmat de după facultate, pentru că acolo a început construcția de brand, practic. De-abia aștept să-mi zici și de partea asta, că e important să înțeleagă oamenii că faptul că ești persoană publică, a.k.a. vedetă, cum știm noi să spunem, nu este suficient să fii un brand. A, nu, absolut. Absolut. Și asta se aplică, de fapt, în orice domeniu, că pe noi ne urmăresc și antreprenori sau viitori antreprenori, oameni care sunt freelanceri și așa mai departe, care au impresia că doar persoanele publice sunt cele care au un brand și că doar pe ele le ajută în business-ul pe care îl au și așa mai departe. Și clar nu este așa și este un efort susținut și constant în ceea ce faci și abia aștept să ne zici după facultate, practic, ce pași ai făcut tu să construiești acest brand. Și abia acolo începe să se vadă munca. Cred că know-how-ul e foarte important. De acord. În orice, și nu știu, dacă îți alegi o cremă și vrei să te dai cu ea pe față, trebuie să știi dacă e potrivită tipului tău de ten înainte ca să funcționeze, că ea poate să fie bună, dar corect. Ți se potrivească, știi? Dar uite, apropo de, nu știu, ce spuneai cu antreprenori care își doresc să-și facă un business, dar n-au încredere pentru că n-au vizibilitate, eu cred că cel mai simplu nu e neapărat să te uiți la celebrities, ci la toți influencerii din ziua de astăzi, care au, atunci când și-au pus prima poză pe Instagram, nu erau influenceri. Corect. Și n-aveau nici awareness, n-aveau fanbase, n-aveau nimic. Și-au construit toată nebunia asta în jurul lor cu forță proprie. Adică internetul în momentul ăsta mi se pare o armă extraordinar de puternică dacă știi cum să o folosești. Da, da, se și poate întoarce împotriva ta dacă nu știi să o folosești. Deci... Sunt atâtea cazuri văzute recent în presă, da. Bun, dar eram în liceu, ți-ai dat seama ce vrei să faci și ai urmat facultatea. În liceu tot așa am mai participat la un concurs și de atunci am zis că nu mai particip, gata. Dar nu m-am ținut de cuvânt. Ok. În sensul că mie îmi plac concurs, îmi place, de fapt nu îmi plac concursul, îmi place competitivitatea, îmi place să îmi fac o strategie și să pot să urmez, să mă autodepășesc, dar să văd că depășesc și reperele pe care mi le iau. Că e cumva o chestie normală și o faci pentru tine, asta e clar. A progresului, da. Dar concursurile efectiv de muzică nu îmi plac pentru că eu sunt o fire sensibilă. Nu-mi plac pentru mine ca și concurent. Ca și jurat, nu am nicio problemă. Am înțeles. Așa. Și eram în clasa a 12-a, dacă nu mă înșel, și m-au înscris prietenii la un concurs de voce, tot de voce, pe care nici pe acela nu l-am câștigat, tot locul 2 am luat. Dar, știi cum e, acum uitându-mă în urmă, spun, băi, dar chiar nu conta ce loc am luat. În momentul atunci ăla, conta, mă simțeam frustrată, îmi pierdeam din încredere, etc. După acel concurs, că așa mi se întâmplă mie lucrurile, am fost văzută și selectată pentru o trupă. Eco. Da, și acea trupă s-a numit Crazy Win, a fost un proiect care n-a durat foarte mult, dar a fost prima oară când am ajuns cu o melodie pe radio. Și de acolo deja am început să cunosc mult mai mulți oameni, printre care și Smiley, care la foarte scurt timp de la momentul acela mi-a devenit manager. Și așa a început aventura cu proiectul Sol. Toate lucrurile astea s-au desfășurat pe parcursul a 3 ani de facultate, cât am avut, de la 19 la 21 de ani. În anul în care mi-am dat licența, am luat castingul pentru Pariu cu viața. Ăsta a fost cel de-al treilea concurs la care am participat în viața mea. Doar că acolo m-am dus să dai seama pe o nișă pe care nici măcar nu o stăpâneam, actoria. Ca și regizor... Iar tu erai la regie, de eram fapt. Eram la regie. Dar cum am ajuns? Ca să vezi că totul... Eu cred că totul se leagă în viață. Absolut. Am și tatuaj aici, Everything Happens for a Reason, pentru că efectiv mie mi s-a demonstrat lucrul ăsta.
La regie este foarte, foarte important să știi să-i comunici actorului ce vrei tu să-ți transmită pe ecran. Că degeaba actorul e bun, regizorul e bun, dacă ei doi nu comunică. De acord. Ei, și pentru asta m-am dus și am făcut un curs de actorie, care a durat 8 luni de zile, ca să aprofundez, să înțeleg, așa. Și eu nu m-am așteptat să-mi placă atât de mult. Eu am mers ca și spre să înțelegi insight-ul. Da. Am înțeles. Doar că atât de tare mi-a plăcut, încât profesorii m-au sfătuit să aplic către castinguri. Și zic, ok, și de unde știu eu când apare un casting? Păi intră pe Google, scrie casting și vezi. Ok, that easy. Am acasă, casting. Și primul lucru care mi-a apărut, ProTV, casting, serial adolescenți. Și ok, și acolo mi-au cerut CV-ul. Și zic, păi și eu ce să trec în CV? Facultatea, că altceva. Da, da, și da. N-am fost angajată, n-am jucat, n-am așa. Și uite că m-au sunat, au fost 20.000 de oameni înscriși. Wow! 20.000 de... Nu, erau nu știu câte zile de casting la un liceu. Și când am intrat acolo în, pe holurile de așteptare, imaginea în sine să vezi atâția oameni a fost de claustrofobie direct, dar și, cum să zic, presiune, da, dar în același timp mi-am spus, băi, ok, și dacă nu fac bine, nu mă iau... Au fost atâția că nu o să-și aducă nimeni aminte. Corect. Știi? Da, da, da. Ți-ai impus tu niște direcții strategice. Da. Mi-a plăcut că ai zis că îți faci strategie, e important. Da. Pe atunci nu prea știam, poate că era doar instinctivă. Nu contează, da, abordarea. Instinctiv e important. Faptul că ți-ai făcut un plan și ți-ai și spus merge așa sau merge așa, ăsta e pasul 1, ăsta e pasul 2. Adică am mers cumva mult mai liberă să dau audiția, știi că miza este oricum mare, dar se împarte către atât de mulți oameni. Și am dat proba, m-au sunat și am ajuns în buftea 20 de tineri, ultimii selectați. Și atunci am zis, Doamne, nu pot să cred, chiar e adevărat. Și de acolo chiar a început aventura vieții, dar sincer, cred că am început să lucrez conștient la brand abia după ce s-a terminat Pariu cu viața. Ok. Ce este foarte adevărat este că un serial de succes, televiziunea în general, îți aduce, spune pe tavă, awareness-ul. De acord. N-ai mai depus efort acolo. Aici nu, da. Sunt conștientă că dacă aș fi avut un debut care n-ar fi avut acest suport, ar fi fost mult mai greu. 100%. Dar ce e foarte important este ce faci după. Și atunci a intervenit partea pragmatică organizată din mine și am încercat să folosesc toate cunoștințele dobândite atât pe platou și în industrie, cât și de la școală. Pentru că tu, de fapt, ai avut mai mulți colegi, nu toți au... Da. Bine, așa. Poate unii nu și-au dorit, e adevărat. Posibil. Dar cei care și-au dorit, nu toți au ajuns neapărat la nivelul la care ai ajuns tu și cred că se datorează foarte mult pe lângă talent și care ți-e drumul. Și noroc, e adevărat. Contextul contează în majoritatea cazelor, dar contează și felul în care îți plănuiești, așa cum spuneai... pașii ăștia și ce faci schematic și sistematic după. Da, am și greșit. Dar și e firesc. Greșit, Doamne, cât am greșit. Am greșit că m-am încăpățânat să lansez anumite melodii care n-aveau nicio legătură cu parcursul meu muzical. Pentru că e foarte important atunci când, cred eu, când construiești un brand, indiferent de ce natură e el, să fii consecvent, constant și coerent. Dacă, nu știu... Astăzi... Mi-ai citit gândurile sau astea sunt vorbele pe care eu le spun de obicei ca oamenilor... Nu, le spun aproape în toate emisiunile în așa fel încât oamenii să înțeleagă că este unul dintre elementele cheie atunci când îți faci un brand. Să fii consecvent, să fii consistent, mai degrabă decât să fii un foc de paie. Așa e, da. Important e să fii constant și dacă mai zici și autentic, poți să plec și să te las. Măi, autenticitatea și asumarea chiar mi se par două ingrediente extraordinar de importante, mai ales în momentul ăsta când, nu știu, accesul la informație este atât de facil și sunt atâtea branduri care apar zi de zi. Adică lupta de supraviețuire este foarte mare și cred că doar o strategie bună și norocul, că na, sunt oameni care au noroc și au parte de un boom pe care, nu știu, e o chestie... cosmică. Adică de acord, dar trebuie să știi să păstrezi boom-ul ăla. Așa e, da. Acolo intervine pragmatismul. Eu am un debate constant cu Smiley care îmi spune, băi, eu nu înțeleg, tu ești artist sau ești businessman? Businesswoman. Și zic, cred că sunt jumătate artist, jumătate businesswoman. Yeah, what's wrong in that? Nu e nimic greșit, doar că e cumva percepția oamenilor despre artiști, că artiștii sunt cu capul în nor, sunt visători, nu știu de pe acord, ce lume se află. Da, da, da.
Sunt și, adică există și genul acesta de artiști, dar în același timp asta-s eu. Apropo de ce întreba fata ta, de ce nu lucrezi la bancă? Păi și dacă aș primi un job la bancă, nu știu dacă m-aș simți fericită și dacă aș fi bună pe, de pe treaba asta. Da, așa e. E o combinație mai rar, să zicem, mai rar întâlnită sau poate este întâlnită, dar noi nu o scoatem la iveală. Aceeași problemă am și eu în zona de comunicare, advertising, când toată lumea pune eticheta pe creativi, uh-huh. fie că e grafician, fie că este copiu, ei sunt artiști. Sunt tot o latură de, da. De ar. Nu, lasă-i să vină la 10-11 la birou, lasă-i să plutească ei. Și dacă business-ul nu merge, bă, nu e doar de la cel care îl conduce, ci e de la toată lumea, așa că te înțeleg cu echilibrul ăsta între business și... Pe de o parte, inspirația, apropo de creativitate, că e de design, că e de muzică, că e de orice, inspirația nu vine când o chem. De acord și cu asta. Asta e problemă. Cred că dacă ar veni când o chem, ar fi atât de... accesibilă tuturor. Pe de o parte accesibilă tuturor și mă gândeam cât ar fi de secvențială și de la fel. Da, se poate. Se poate. Deci, ok, poate îți poți descoperi niște lucruri care sau o rutină care să te facă să intri într-o anumită stare, da, dar nu știi dacă intri într-o oră sau într-o zi. Adică nu poți să lași doar la nivelul universului, așa e că poate mă lovi. Nu, deci să, îți faci, îți creezi niște lucruri. Pofta vine mâncând de cele mai multe ori. Dar altfel nu cred. Plus că și creativitatea cred că devine, în afară de acele excepții de geniu, deși eu am o vorbă apropo de scripirile acelea de geniu pe care unii le au, care nu le au imediat după ce s-au, nu știu, lansat, să zicem, sau poate sunt pictori și mai departe, vin după ani, poate zeci de ani de tot exersând și la un moment dat au acea clipire de geniu care îi... Deci vine cumva tot dintr-un exercițiu și dintr-o poftă de a face lucrurile. Da, nu, asta cu privire la creație, da, uite, avem un prieten din state, un compozitor foarte... un songwriter, deci textier, care mi-a dat un sfat extraordinar de bun. Trebuie să faci o piesă pe zi, cel puțin. E vorba de exercițiu, de studiu, pentru că pe măsură ce le scrii, evident să-și ascult multă muzică, de acord. Poți să-ți dai seama de acele, așa zise, rețete. Îți dau un exemplu. În general, într-o melodie comercială înseamnă tot ce e radio-friendly. Structura piesei trebuie să conțină strofa 1, care este dublă, adică din 8 măsuri. În ce sens? Eu zic, astăzi merg la mare, mă bucur de soare, stau în pijamale când afară îi ploaie. Da? 4. Și încă o dată. Încă 4 versuri. Asta ar fi strofa 1. Apoi urmează bridge, ce leagă strofa de refren. Iar la următoarea strofă, strofa 2, nu o să mai fie 8 versuri, o să fie doar 4. Pentru că e o chestie legată de... Nu știu cum de cum percepe mintea noastră. Da. Asta e ca în cursurile pe care le mai fac și eu. Trebuie să lași pauză după 15-20 de minute până treci la o altă secvență de informație ca virgulă creierul să perceapă ceea ce a primit. Da. Deci totul se... Da, asta este, nu mai este doar creativitate. Este de fapt o chestie foarte calculată despre cum funcționăm noi ca și indivizi și creierul nostru, cum percepe anumite lucruri. Bine, asta nu înseamnă că o respect. De fiecare dată că se întâmplă ca inspirația să te ducă, să te poarte pe... Plus că acum suntem într-o perioadă muzicală super ciudată în lume. În sensul de că, ce? Păi acele piese clasice, radio-friendly, ceea ce zic, radio-friendly pe secțiunea de adult contemporani, adică... Nu știu, ca și gen muzical, stil muzical, tot ceea ce a existat în anii 90. Îți dau exemplu de, sau în 80, piese pe care le reții ușor, le fredonezi, le murmuri când cânti. Alea sunt piese adult contemporani care vor funcționa în orice perioadă, în orice epocă, pentru că vor de fi oameni care se vor găsi. Mă ascult și acum 80. Exact. Da. Dar apoi există tot ceea ce înseamnă nou val, trap, electro, disco, cu influențe pop, etc., unde toate aceste reguli despre care vă povesteam nu mai există. Totul este sacadat, surprinzător, să nu știi la ce te aștepți și tot ce e mai surprinzător, cumva pentru publicul mult mai tânăr e mult mai incitant. Că attention span-ul lor oricum exact. Dar sunt făcute calculat totuși și aceste... De unde a pornit, probabil din America a venit o curentul, nu știu dacă l-au calculat sau nu, dar atunci când vrei să reproduci, evident, trebuie să studiezi. Dar până la urmă, nu știu, adu-ți aminte în
urmă cu 10 ani exista acel curent muzical popcorn la noi în România. Mai ții minte? Popcorn însemnând muzică de club, ușor picătură chinezească. Cred că da. Eu cu cluburile mai... Da, club și la radio existau piesele alea. Ideea este că a fost tot așa un curent pe care l-au adoptat aproximativ toți în zona balcanică, după care a revenit la modă reggaetonul, a trecut și reggaetonul, a venit trap-ul. Asta spun că se dezvoltă totul foarte repede, dar bottom line ce rămâne constant este acest adult contemporary, muzică fredonabilă, melodioasă. Revenind la Constanță, zi-mi cum... Până la urmă, cum ai construit, cum ai pornit bazele brandului Sore? Da? Deci eram... Da, eram la pariu cu viața. Așa. Eram la pariu cu viața, am trecut de zona de creativitate și tot ce am povestit aici. Nu, că n-am luat-o pe câmpista, să liniștiți. Era despre zona de creativitate și unde te poate duce valul pe zona de creație și unde intervine din nou zona de gândire, strategie și așa mai departe, ca să și aduci în vizor oamenilor pentru mult timp, nu doar ca un foc de paie, ceea ce tu ești și ce faci. Deci ce ai făcut și ce ar putea face alții din exemplu tău, știi? Că asta ne interesează. Pariu cu viața și toată experiența cu La Band a durat 4 ani, timp în care eu am fost la fel de activă și pe plan solo, pentru că m-am lansat solo odată cu serialul. Solo însemnând că era solo piesele personale. Da. Și a fost un dublu efort. Cresc împreună cu trupa și cu serialul, am încercat să cresc și partea solo, ceea ce s-a și întâmplat, că, așa cum zic, aportul și suportul de televiziune este foarte mare în astfel de cazuri. Și după ce s-a terminat serialul, mi-am dat seama că este poate o răscruce, în sensul că pot să mă duc în jos, să mă mențin sau să mă duc mai sus. Și mi-am pus întrebarea, ce trebuie să fac eu de aici înainte? Ce-i drept, meseria de artist, de cântăreț, este o meserie care nu-ți oferă o stabilitate neapărat, dacă, mă rog, în general. Și atunci am zis, bun, eu am strâns niște bani, trebuie să îi investesc, să pornesc o afacere. Ca să am două variante în viață, împreună, separat. De acord, chiar separat, vreau să te întreb, da. Da. Și cu acești bani strânși am deschis atelierul Harker, este atelierul meu de joacă, de hăinuțe. Îmi place să mă îmbrac frumos și să creez și asta am încercat să fac. Unde am greșit este că am pornit în această aventură fără să știu nimic. În aventura de antreprenor? Da. N-am avut nici plan de afaceri, nu aveam habar nici de, nu știu, terminologii din croitorie. Efectiv, am mers pe instinct. Ceea ce pot să zic că n-a fost rău, dar îți îngreunează, da. Da, în primul an sau primii 2 ani, neștiind exact ce vreau să fac, care-i planul, toate aceste necunoscute, mergând și încercând, știu sigur că am pierdut niște bani, dar asta nu m-a deranjat neapărat. Ai câștigat experiență. Am câștigat experiență, în același timp aveam latura artistică, care funcționa foarte bine, n-aveam nicio problemă, deci nu eram stresată. Da, era într-un confort oricum și îți permitea să te joci într-o formă sau alta cu ideea de business ca să o duci, bănuiesc, într-un... Da. Spre brand, asta îmi doream. Da, să o conduc într-o direcție în care, nu știu, să ajung să merg pe stradă să văd oameni purtând hainele făcute de noi. Și da, mi-am dat seama că e nevoie de un curs, din nou. M-am dus și am făcut un curs de design. Pentru mine, nu pentru nimeni altcineva, nici măcar nu mi-am dat examenul, pentru că nu m-a interesat diploma, m-a interesat să mă duc să... O cunosc și asta, cum văd și nu mă duc la dizertații și la astea, că ce sens are că ai făcut pentru tine. Exact, pentru mine a fost important să că nu mă auto-intitulez designer și nici nu voi fi vreodată. Sunt pur și simplu o fată pasionată de modă, punct. Dar am făcut asta ca să înțeleg să vorbesc și eu cu doamnele din echipa mea, să vorbim aceeași limbă. Deci de câți ani ai business-ul deja? 5 ani jumate, cred. Mulți înainte. De când am născut, totul se calculează în funcție de copil. Deci copilul are 4 ani, eu 5 ani jumate. Cunosc. Așa. Da, deci primii 2 ani au fost practic în pierdere, dar a trebuit să-mi dau seama ce vreau să comunic prin acest brand, ce tip de haine îmi doresc să fac. Să învăț care e treaba cu materialele, să învăț să fac un design complet, mă refer pe hârtie, pentru echipă să poată fi înțeles. Dar astăzi pot spune că am învățat mult mai multe lucruri, am învățat să studiez, tot nu m-am dus către niciun specialist care să-mi facă vreun business plan, deci am învățat mergând. M-am prins comunitatea de cumpărători pe care și-a format-o acest atelier, mi-am dat seama ce putere de cumpărare are, mi-am dat seama ce își dorește, mi-am dat seama
ce prețuri funcționează, ce prețuri nu funcționează. Și mi-am dat seama că sunt foarte asemănători mie oamenii care cumpără de la noi. În ce sens? Pentru că și aici ați convins, ai pornit de la o idee, o viziune și un vis. Da. Și atunci de asta se identifică cu tine ca persoană. Adică ce îmi place mie cel mai mult, exact acele produse se și vând cel mai bine. Și mi-am dat seama că la un moment dat am încercat să poziționez atelierul un pic mai high class, dacă așa. Folosim materiale, nu știu, mătase, voal de mătase, sunt materiale care sunt mult mai scumpe, mult mai greu de lucrat. Da, de acord. Ceea ce face ca prețul să fie mai mare. Și aici paranteză, că îmi primeam întrebări de la diversi oameni, dar uite că o roche de genul la mall este atâta, la voi de ce e mai mult? Și răspunsul meu era, măi, piesele făcute în mall provin dintr-o fabrică cu zeci de mii de angajați și atunci prețul per produs este foarte scăzut. Ei își permit să-și pună adaos și să facă de 7 ori. Da, ei fac adaosul din volum. Exact. Și atunci mi-am dat seama că eu, Sorina, eu nu dau 10 milioane pe roche. Eu. Și dacă eu care am evenimente la care să mă duc, să zic că poate am un venit peste medie, nu fac o achiziție de genul, păi nu trebuie să am pretenția ca cei care intră la mine pe site să o facă. Și atunci am redus toate prețurile, am schimbat tot designul, în sensul că n-am mai folosit voal de mătase, pentru că eu mi-am zis, băi, dacă eu mă duc la o nuntă și mi-au o roche, eu vreau să mai port rochea aia odată. Nu o să-mi iau o roche de 10 milioane, o să-mi iau o roche de 300, frumoasă, la fel de frumoasă, calitativă, adică nu e un material care să te înțepe sau ceva. Sunt tot materiale... puțin care apreciază sau care înțeleg, de fapt, diferența de material și atunci nu o valorifică. Exact. Da, de acord. Și atunci, practic, am înțeles așa, cui mă adresez, ce vreau să transmit, materialele la fel intră în ce vreau să transmit, pentru că ele sunt materiale bune, sunt materiale fine, majoritatea sunt naturale. Designul în sine exprimă valorile brandului meu, adică e effortless, tot în ceea ce... Așa. Deci toate ținutele sunt effortless, pentru că nici eu nu sunt genul de persoană care să fie încorsetată la 4AC mereu. Și atunci, cumva, lucrurile merg natural. O perioadă am și lucrat cu distribuitori în sensul de platforme online, de design și așa, dar mi-am dat seama că tot mai bine e in-house și am retras toate produsele pentru că, la fel, fiind și prețul foarte accesibil acum, orice colaborare cu orice altă platformă îți implică comision și la sfârșit de lună când faci calculul nu. Și ai magazin online sau ai și magazin fizic? Magazin online și showroom fizic unde oamenii pot veni să vadă, să... Deci este showroom și de cumpărat, zi-mi cum... Și pe showroom și pe site, uite, aici asta a fost prima greșeală, numele. Numele ar trebui să fie un nume foarte ușor de înțeles. Asta îl zicem de câteva ori că și eu vreau să intru pe el și să-mi rămână pe, știi cum e, să-mi rămână pe înregistrare, să mă uit înapoi și să știu cum... Da. Pentru că tot ce mi-ai spus până acum mi-a făcut așa, știi, ca aia cu 777, așa și eu, cum zic, am multe evenimente, parcă n-aș da 10 milioane, deci mi-ai vorbit pe limba mea, deși nu sunt în zona artistică, by the way. Cu toate astea suntem nevoiți să facem achizițiile astea. Da, știi care, uite, mama, de exemplu, pe vremuri poate și-ar fi cumpărat o roche, una, dar bună. Știi? Noi am crescut altfel, noi cumpărăm, adică avem o abordare a consumerismului total diferită, în sensul că, băi, cu 10 milioane aș vrea să-mi iau 10 piese, dacă se poate, care să fie frumoase, să arate bine, să fie bine făcute, toate astea, știi? Că nu se poate să te duci la două evenimente cu aceeași roche, știi? Înainte te duceai cu una la 10 nunți, acum nu te mai poți duce cu una la 10 nunți, trebuie să te duci cu 10 la o nuntă, dacă se poate, că sunt unele care se și schimbă de două ori și nu sunt miresele, deci asta e clar. Deci s-a schimbat paradigma de consum, e adevărat. Da. Deci www, zic așa. www, hard, liniuță, care, coeur, .com. Deci după 4 ani am dat seama. Deci vinzi și internațional? Au fost shipping-uri internaționale, dar în momentul în care am ales site-ul, cum te cheamă, adresa, am zis că oricum numele este atât de internațional, că mai bine să fie com, dar asta a fost o greșeală. Acum dacă m-aș întoarce în timp, aș alege un nume mult mai... ușor de... Da, știi că poți să faci rebranding, adică... Nu vrei. Nu, sunt și tatuată pe spate, că am Chris Harker, deci... A, deci s-a terminat, nu se mai șterge. Cum ai îmbinat brandul Sore cu brandul Harker? La început n-am promovat foarte mult pe conturile mele de socializare, pentru că încă nu eram mândră. Nu consideram că mă reprezintă suficient de mult și a durat ceva până când am ajuns la o balanță între cele două.
Dar cred că așa a fost cel mai bine. De asta când spun 5 ani jumate și tu zici 5 ani jumate, păi eu abia am aflat de brandul ăsta. De asta, pentru că cel puțin în ultimul an am promovat mult mai vizibil, am integrat mult mai mult în viața de zi cu zi toate ținutele, pentru că, nu, eu cred că m-am dezvoltat și eu ca om. Adică am pornit la 25 de ani. Nu prea știam mare lucru. Acum am 30, în 5 ani s-au schimbat și gusturile și... De acord, de acord. Da. Te-ai așezat, să zic așa, la un nivel la care tu să fii ok. Nu, eu când ai zis de 5 ani și după aia ai spus că 2 ani ți-a luat așa să înveți, vreau să spun că nu ți-a luat foarte mult, adică... Bine, nu știu dacă sunt unde trebuie, dar pentru... Uitându-mă, nu vom fi niciodată unde trebuie, exact. Asta e garantat. Pe măsură ce noi evoluăm, evoluează și lucrurile pe care le facem și pretențiile asupra lor și brandurile și așa mai departe. Exact. Deci nu, n-o să ne plafonăm, ceea ce nu e rău, de fapt. Da, da, nu, eu sunt mândră că am reușit să creez 6 locuri de muncă. Și cu toată pandemia și cu toate panicile și temerile, în continuare suntem acolo și pentru mine asta e foarte, foarte important. Adică și în perioada pandemiei, de exemplu, eu n-am luat nici măcar un ban, un leu din casa atelierului, tocmai pentru că am zis că în caz de vreme rea să existe rezerve pentru angajați pentru lunile următoare. Pentru că am pornit la drum, așa cum ziceam, neștiind nimic și am învățat cu ei. Și, de altfel, în toate relațiile mele profesionale, loialitatea e chiar baza. Și în muzică, și în endorsement, și în design, și în tot. Acum cine am pornit cu ei, sunt în continuare. Asta e foarte, foarte important. Hai să vă revenim la brand. Da, scuze-mă. Nu, e la ambele branduri, că, de fapt, în momentul de față, chiar dacă nu le-ai asociat până acum, cele două branduri, Sore și Hardcore, sunt de fapt, se endorsează unul pe altul. Mă rog, da. Sore mai degrabă endorsează probabil în celălalt brand, dar e bine. Poate peste 5 ani o să endorseze invers, știi? Mi-ar plăcea. Bine, cred că e nevoie de un pic de mai multă atenție. În sensul că eu mă ocup de tot ce înseamnă social media și la mine și la atelier. Sunt convinsă că dacă vrei ca un brand să devină internațional, e nevoie de să dedici tot timpul pentru acest proiect. Iar e clar, atenția mea este 80% focusată pe muzică și acum, pe... Acum, da, nu se știe. Probabil că la 50 de ani voi face rochii de doamne. Nu știu. Chiar nu mi-am pus problema chiar atât de departe, dar mi-ar plăcea să evolueze, măcar în România, știi, să fie... Eu sunt convinsă, pentru că ai zis de câteva ori de când am pornit discuția de a avea un plan, de a avea o strategie și lucrurile astea se cunosc în timp. Da, poate nu se văd imediat, știi că sunt oameni care se sperie că urmează o strategie în branding în general, dar nu s-a văzut. Dar nu când știe lumea. Respectat... Ceea ce lumea se panichează considerând că, de fapt, nu e planul bun și așa mai departe. Well, planul e bun, dar trebuie să-l urmezi. Adică efortul nu se vede după primele 3 luni, știi? Normal. Așa și tu. Mai ai de lucrat la brandul de hăinuțe, dar până atunci ai un brand pe care îl construiești de mult mai mult timp și zine puțin unde... În afară de televiziunea care, da, ți-a rezolvat, să zicem așa, cea mai mare parte din efortul de... Și din debut și nu numai, pentru că odată debutul pornit spre zona de TV, acum ți-e mult mai ușor să fii în atenția lor, să zicem așa. Deci zona de brand awareness, care de fapt ți-o dă televiziunea, că trebuie să înțelegem că atunci când apar la TV, pe orice nișă ai fi tu ca și fie artist, fie... zona economică și așa mai departe, televiziunea îți dă brand awareness. Nu e suficient. Nu e suficient. Ce altceva ai mai făcut tu după aceea? Am avut un mare noroc, apropo de start. Brand awareness prin televiziune, da, am obținut, la fel ca mulți alți colegi din trupă. Ce cred eu că a fost foarte important și aici ajungem la cum împachetez brandul, indiferent ce e brandul acela, lucru. Faptul că am avut părul scurt și blond, apoi din start puteau să fie 100 de oameni că mă vedeai. Da, face nu parte, am avut eu niciun merit, că nu eu am vrut să mă tund. Echipa a decis ca pentru personajul meu în serial, acesta va fi lucru. Eu, ajungând acolo, șatenă cu părul lung. Adică eram, mă integram în decor oriunde, cu această freză au reușit să facă acest stand-out foarte facil.
Ți-au dat semnătura acum. Da, și mi-am dat seama, privindu-mă în oglindă după ce m-au tuns, că abia atunci mă cunoșteam eu pe mine. Și de altfel am avut, apropo de greșeli, de atunci și până acum, am avut mai multe momente care mi-am lăsat părul lung. Mi-am mai închis culoarea. Le-am considerat greșeli, dar în același timp ok, sunt ok cu faptul că le-am făcut, pentru că mi-am demonstrat de două ori că așa mă simt bine și că este atât de important împachetarea pentru starea de spirit și pentru atitudine. Ca și performer, entertainment, entertainer, celebrity, etc. Deci da, în momentul în care am părut scurt, mă comport altfel. Când am părut lung, sunt mult mai blajină, mai ușoară, tăcută. Da, influențează și culoarea părului și lungimea părului, influențează felul în care noi ne comportăm și atunci dacă tu te simți mai bine comportându-te în alt fel, trebuie să-ți ajustezi și, și lucrul, că de fapt s-a creat o unitate între felul în care tu probabil deja te simțeai în interior, dar nu știai chestia asta și felul în care, uite, s-a împachetat cum ar veni. Ai scos, de fapt, la lumină personalitatea ta. Punctat, da. Iar apoi, în cazul meu, deci aveam lucru, aveam susținerea, norocul vieții cu televiziunea. În completare, evident, a venit muzica. Muzica, apropo de coerență și consecvență, consistență, toate s-au îmbinat, dar muzica mi-a exprimat întotdeauna firea. Și dacă ascult muzica și pui o poză lângă în timp ce ascult, vei vedea că ele comunică. Chiar dacă e o piesă tristă în care, nu știu, sunt romantică, melancolică, tot se pupă cu imaginea. Și cred că e foarte important ca și brand, indiferent, repet, poate să fie un brand de gastronomie. De la logo, la spațiu, la ce gustare mâncarea, la plating, toate trebuie să comunice, să fie... Adică asta cred eu că face ca orice afacere să devină un brand. Altfel este doar o afacere cu care faci sau nu faci bani. Sunt de acord. Spune-mi, în ce... E clar că în zona de online, dar și acum cu atât mai mult zona de online este importantă din multe perspective. Ce alte căi, canale ai mai folosit pentru a-ți dezvolta brandul? Păi, la momentul în care am apărut cu Pariu cu Viața, exista doar Facebook, mă rog, și Twitter, exista doar că la noi Twitter nu știu nici dacă acum nu este. Da. Nu. Așa, deci da, Facebook a fost de bază. Atunci mi-am făcut și pagina de artist, am crescut-o încet, încet, după care a apărut Instagramul și mi-am ținut pe privat Instagramul în mult timp. Nu, adică nu-i dădeam șanse. Și da, în ziua în care am început să observ, băi, dai mă că chiar folosit aplicația asta și am dat turn profile into public, toate friend request-urile venite de-a lungul timpului, băi, și zici că eram la casino, vedeam acolo 1000, 2, 3, 4, 5, cum creșteau followers și m-am și speriat, zic, Doamne, oamenii aceștia vreau să-mi fie prieteni de atâta timp. Și tu îi țineai acolo. Deci da, Facebook și Instagram, YouTube-ul e platforma noastră pentru clipuri, acolo am canalul oficial de artist, Sore, unde îmi urc de un an de zile videoclipurile, până acum am urcat pe casa de discuri, însă am zis că e cel mai ok să am un canal propriu, chiar dacă este mic în momentul ăsta, adică șansele ca, nu știu, clipurile mele să fie văzute de 10 milioane, 14 milioane de oameni, cum era înainte. E normal să fie mai mic. Da, doar că îmi place să, la fel, apropo de packaging și de tot, intri pe pagină, vezi toată povestea conturată și de un an am trecut și pe partea de regie. Asta a fost un alt vis. Adică de un an îmi scriu și îmi regizez clipurile. Și am și reușit de altfel să fac ultimele 4 clipuri lansate să facă parte dintr-o poveste și să se continue unul pe celălalt și să fie o experiență în momentul în care, nu știu, bine, e clar, tu poți să ajungi să vezi un clip, dar YouTube îți recomandă și dacă ai răbdare și le vezi, ești curios, îți dai seama de mesaj. Spune-mi, în perioada asta de, mă rog, lockdown, cât am tot stat și se pare că această zonă o să ne mai tot atingă, ai făcut lucruri diferit? Te-ai implicat în alte lucruri? Am fost mult mai activ online pentru că era singurul lucru pe care mai puteam face. Industria muzicală a fost și este lovită foarte tare de tot ceea ce s-a întâmplat. Nu mă refer aici la frontman, mă refer la toată echipa din spate, care este o echipă de sute de oameni pentru fiecare concert. Nu știu încotro se va duce
toată starea de acum. Din fericire avem 4 evenimente pe final de lună, ceea ce sper să nu se schimbe cu toate nebuniile din ultima vreme. Sperăm, da. Dar e păcat, pentru că industria muzicală este cam practic singura sursă de entertainment la nivel național, excluzând televiziunea și... Bine, nu e singura. Avem entertainment, teatru, da, spectacole, adevărat, la asta da. mă refer. Și sunt foarte mulți oameni care sunt într-un impas financiar major în acest moment. Uite, la, de exemplu, Cirque du Soleil este în faliment. Da, da, am citit. Adică chiar e un moment istoric, cred eu, și trebuie văzut încotro ne îndreptăm. Chiar nu știu ce să spun, dacă vom mai avea concerte în câțiva ani, depinde. Adică dacă situația mai continuă 6 luni, cu siguranță toți cei care acum lucrează în entertainment se vor angaja. Se vor reprofila. Și vor face altceva, da. Aia înseamnă că veți da probabil concertele online, cumva. Nu, nu are nicio legătură. Știu că nu e emoția aia de acolo. Deloc. Nu e emoție nici pe, nici pe parte, nici pe alta și... Nu știu, mi se pare greu. Adică, ok, să zici că faci asta for fun, dar toți oamenii implicați într-un concert online, de exemplu, ar trebui remunerați. Și mă îndoiesc că oamenii care stau acasă și pornesc pe televizor concertul nostru au și, cum să zic, pornirea de a susține. Că nimeni nu știe ce e în spate. E adevărat, dar dacă... Și am văzut trendul ăsta, ok, e normal, la începutul, inclusiv începutul lockdown-ului, foarte multe zone, în zona artistică cu excelență, s-a mers pe hai să oferim ceva. Da, pentru ceea ce am și făcut. Ceea da. Ce este foarte, foarte fain, dar dacă asta devine o normalitate, da, atunci și noi trebuie să înțelegem ca și consumatori că asta este noua normalitate pe care noi trebuie să o susținem. Și atunci, dacă și voi la rândul vostru să impuneți regulile și așa mai departe. Ok, vrei să vii la concertul meu? Suntem într-o zonă virtuală. Asta e viața. Da, sper să nu fie. Nu, și eu sper să nu. Sunt dintr-o generație care este eminamente offline, așa, ca și da, structură, adică faptul că mă desfășor în online sau că facem live-ul ăsta și este o emisiune și este în online, pentru că mă adaptez și eu ca și tine la ceea ce se întâmplă în prezent, dar uh-huh, eu ca structură sunt om de offline, adică îmi place contactul cu oamenii și sper să nu dispară curând. Da, nici, Doamne, nu. Și eu dar practic tu în perioada asta ai fost mult mai conectată cu cei care virtual te urmăresc. Da, ajunsesem după prima lună de lockdown să mă simt mai obosită decât restul anului, pentru că cum să zic, sunt și acasă cu Erin. La vremea respectivă dormeam, locuiam într-un apartament. Acum ne-am mutat la casă și în caz mai de bine, orice, da, știm că avem unde să ieșim să luăm aer. Dar da, eram în același spațiu. Ea, ca orice copil, cu răbdarea efectiv la limită. Și eu trebuia să fiu de mai multe ori pe zi în live-uri cu diverse emisiuni, pentru că eram în perioadă de promovare cu piesa nouă. Mm-hmm. Și aveam un program, efectiv simțeam că mă scurge de energie stat în fața calculatorului și așa e, da, în direct cu toată lumea. După aia live-uri pe Instagram, live-uri pe Facebook, content pentru toate platformele, în toate colțurile casei nu. Mi s-a părut așa apropo de creativitate și tot ceea ce ține de latura artistică, m-am simțit încorsetată rău de tot. Deși am reușit în această perioadă să și scriu muzică nouă. Vezi? Dar n-aș mai vrea să mă întorc la asta. Sperăm că nu. Cred că suntem foarte mulți care speră asta, dar ține și de... Da, mă rog, unii se simt bine. Adică sunt în zona de confort, atât de izolați, dar ține de noi să facem asta. Mă rog, nu intrăm în polemicile astea, dar ține de fiecare dintre noi să fim responsabili, să putem trece peste. Și apropo de responsabilitate... Cum vede brandul Sore responsabilitatea socială? Se implică sau nu se implică în campanii? Da. Și dacă da, în ce tip de campanii se implică și de ce? Mă simt foarte atrasă de tot ceea ce ține de copii, pentru că sunt mamă și de când am dat de gustul maternității, cumva empatizez cu aproape toți copiii. Și da, m-am implicat în repetate rânduri în campanii umanitare, SOS Salvați Copii, SOS Satele Copiilor. Uh-huh. Am fost și la Sibiu și i-am vizitat, am fost și aici în București și mi-ar plăcea să pot face de 10 ori mai mult și sper să reușesc să fac. De Crăciun, de exemplu, le-am făcut copiilor un pachet imens împreună cu toți colegii de la studio de jucării. Uh-huh.
Dar altfel, da, îmi doresc să pot ajuta cu, nu știu, începând cu vocea, începând cu a îndemna pe toți cei care se uită și mă urmăresc în general, să-și dea seama că este foarte simplu să ajuți, nu trebuie să faci eforturi supraomenești. Începând de la hainele copiilor noștri care care devin mici, hainele noastre, sunt gesturi mărunte. Da, asta vreau să zic, că putem porni de la gesturi mărunte, nu trebuie să fim, să considerăm că doar o, nu știu, o campanie la nivel național este singura care te împlinește, de fapt o faci pentru a-i ajuta pe ceilalți. Deci, practic, îți alegi campaniile pornind de la faptul că ai acum o atracție către copii. Da, în primul rând. Adică și în general, campanii umanitare sau nu, trebuie să rezonezi cu ele și să... Uh-huh. Asta apropo de asumare și de a ști exact cine ești, ce vrei să transmiți și cui te adresezi. Suntem într-o perioadă în care endorsement-ul în România este un pic haotic, părerea mea. Adică, cred că fiecare om, individ, care are ceva de spus, ar trebui să se asocieze numai cu ceea ce îi se potrivește lui, ca om, ca brand, ca femeie, bărbat, orice. Pentru că, nu știu, e ca și cum ne-am uitat la teleshopping. Adică, eu mi-aduc aminte când apăreau chestiile, nu știu dacă mai sunt, când eram eu mică. Cred că mai sunt anumite canale mai... Doamne, ce era ceva îngrozitor. Acest aspirator trebuie să-l cumpărați pentru că... Da, da, da. Și vedeam cât de fals este, știi? Nu, zic, Doamne, e cumva un reminder. Uh-huh. Indiferent că, na, poți să zici că, băi, sunt într-o perioadă în care am nevoie de bani, trebuie neapărat. Dar nu, pentru că tot ce e fals se vede. Adică omul, artistul... Mai devreme sau mai târziu, da. Se vede, da. Și adică orice, dacă nu ești autentic, iar revin la cuvântul ăsta, se simte. Și în muzică. Poți să cânt, eu, de exemplu, dacă am, nici nu știu dacă am cântat o piesă scrisă de altcineva. Pentru că trebuie să cânt ceea ce scriu ca să fiu sinceră, să fiu eu. A, că scriu piesa împreună cu X, cu Y, ca să sunt acolo, facem împreună, procesul creativ e comun. Dar nu cred, aici nu, eu nu dau în artiștii care nu scriu piesele, nu are nicio legătură. Că până la urmă cineva te poate simți atât de bine încât să scrie ceva care să se potrivească mănușă. Da, sau tu să simți și să-ți asumi mesajul ăla. Da, sunt, dar aici ține, cred că, de structura de personalitate, e adevărat. Bineînțeles, și de cât de dornic ești să îți scrii sau nu piesele sau să... Adică acum nu zic că cine nu-și face singur clipurile nu-i artist. Nu are nicio legătură. Nu, dar cumva partea pragmatică din mine este și un defect, aș putea spune, pentru că tind să vreau să fac eu tot. Și asta e bine. Adică muzică, clipuri, haine, chiar ultimele două videoclipuri mă uitam pe lista de credite. Styling, Harker, regie, Sore, scenariu, Sore. Simțeam, zic, Doamne, e ca la Sergiu Nicolaescu, când vedeai genericul și nu mai întregeai, dar mai e cineva în film? Da, corect. Un fel de Dor Octavian Dumitru al muzicii, știi, al comedii. Spune-mi acum pe final, că vorbim de aproape o oră. Da, deja? Da, 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 e ok, mai stăm, da, poate oamenii mai au treabă. Mai au treabă, da. Ce planuri de viitor are brandul? Și Sore, și Harker, și... Îmi doresc și ele împreună, și ele separat. Da, cumva separat le văd, că sunt fișiere diferite în capul meu. Bun, separat să le luăm. Pentru cariera artistică îmi doresc foarte tare ceva internațional, dar nu în ideea că vreau să mă lansez internațional să plec din România. Îmi doresc, și am făcut asta deja, vom vedea dacă se materializează sau nu, o piesă, în primul rând, încep cu începutul, o piesă, în duet sau nu, cu un artist internațional care să îmi deschidă o poartă spre... Eu am mai avut experiența asta acum 10 ani. Nu, mai puțin. Când am lansat eu prima piesă, Different se numea, ea a fost licențiată în Japonia. Așa a ajuns în Japonia în top 5 dance chart. Adică a fost o mare reușită, de care n-am putut să mă bucur în sensul să călătoresc în Japonia, să am concert acolo, să. Și mi-ar plăcea să pot face toate aceste lucruri acum. Am înțeles, da. Altfel, pe plan local, îmi doresc să nu uit, să nu mă las... derutată de tot ceea ce se întâmplă la nivel global cu muzica, de toate trendurile care apar și dispar. Îmi doresc să pot ține pasul cu noutatea, dar totuși în stilul meu.
E foarte important când mă mai duc la studio și mă las furată și fac o piesă care e tare, dar nu mi se potrivește, mi-este greu să spun luați-o și dați-o, pentru că e tot a mea, deși știu că nu mi se potrivește. Și atunci ce faci? Rămâne acolo? Nu, într-un o dau. A, până la urmă o dai. Da, până la urmă, dar trebuie... Bun. E un proces în care să-mi dau seama și la fel mă uit în urmă și încerc să îmi păstrez coerența aceea, dar apoi iar apare un semn de întrebare. Coerent, dar plictisitor? Nu, trebuie să tot. Da. Să mai iei cu tine ingredient stânga-dreapta și să rămâi tu, dar cu iz de nou. Așa, asta îmi doresc pe plan muzical. Mi-ar plăcea tare mult să mă reîntorc în televiziune, dar într-un proiect care să mi se potrivească foarte tare, și anume pe talent, pe talent însemnând muzică, dans, nu ca și concurent. M-am vrut să întreb, dar n-am mai întrebat că m-am gândit, presupun că vrea ca jurat. Da. Adică, bine, dacă mi s-ar fi propus asta când eram mică, probabil că aș fi zis da, dar cred că n-aș fi fost pregătită. Mică însemnând acum 5 ani. Nu la 10 ani. Da, cred că toată experiența, că dacă stau și mă gândesc și adun și scad, îmi dau seama că sunt în industria muzicală de peste 18 ani, deși am 30 de ani. Da. Și cred că am învățat multe. Mi-ar plăcea să dau altora din poveștile și experientele mele. Iar cu brandul de haine? Am avut o idee, dar trebuie să termin. Ai zis să dai din experiența ta și când mi-a venit în minte de ce nu o școală. Școală? Da, mi-a trecut, nu știu, era pentru tine mesajul, clar nu era pentru mine. Uite că nu am luat în considerare. Da, cine știe, mai târziu poate fi și asta pe lista de priorități. E un fel de a da mai departe din know-how. Bineînțeles, da, clar. Doar că în momentul ăsta, cu tot ceea ce fac, n-aș putea să fiu... Eu stai, respiră, efectiv. Că ai 30 de ani, zic, ia ușor. Mai avem, da. Iar cu brandul de haine îmi doresc să meargă cel puțin ca în ultimul an, în materie de inspirație, organizare, creativitate și tot. Nu îmi fac planuri atât de detaliate, pentru că nu este nișa mea neapărat. Nu este, adică mă refer că nu sunt designer, nu sunt analist financiar decât, dar îmi place să mă joc în direcția asta. Mă bucur că văd atâtea fete care se regăsesc în creațiile mele și asta nu face decât să îmi confirme că ceva ce mai bine. Da, ce trebuie. Da. Și aș sfătui pe toți antreprenorii sau viitori antreprenori să nu se cramponeze în detalii de genul dar n-am site, cine face site-ul? Shopify.com. Intri, faci singur, mi-am făcut singură tot, adică n-am apelat nici la web design, nici la nimic, pentru că altfel e când treci prin toate etapele astea singur, măcar să încerci, să vezi dacă e greu, dacă e simplu, așa. Ei, nu toată lumea are structura asta, adică corect. E bine și așa și așa, dar ideea e să nu se împotmolească, da. E ușor să încerci pentru că am în jurul meu exemple de fete care ar putea face diverse afaceri și se cramponează în primul pas, pe site-ul. A, dar e atâta, nu știu, sunt 2000 de euro, nu pot să fac. Nu, asta nu mai fac. Dar este simplu, 30 de dolari pe lună și apeși 3 chestii, adică nu trebuie să fii programator, IT-ist, știi? Da, s-au simplificat multe lucruri ca să poți porni un business, cel puțin exact. În zona asta de shop și de online, e adevărat. Important e să... Știi cum e? Cred că, de fapt, cei care nu trec de pasul ăsta, că e 2000 de euro site-ul, dincolo e, de fapt, o altă teamă, nu neapărat site. Teama de eșec. Dar cu tot ce avem. Da. Știu. Știu, eu sunt antreprenor de 5-16 ani aproape. Știu ce înseamnă. Dar fără teama asta nu poți să avansezi în ceea ce faci. Și atunci e normal să o ai. Cred că dacă nu ai avea teama asta și ai fi risk friendly tot timpul, nu ți-ar fi neapărat mai bine. Te-ai arunca cu capul înainte în prea multe lucruri care nu-ți sunt benefice. Deci... încercați, sora v-a zis, încercați, ok, și dacă eșuați, so what? Exact, măi, dar nu, și eu asta, de asta v-am dat exemplu cu concursurile la care am participat și n-am luat loc întâi. Da, dar uitându-mă în urmă, ce am făcut după și între timp, m-au dus mai sus de loc întâi, pentru mine, cel puțin, și m-am depășit și m-am autodepășit. Știi care e chestia? Că în era asta online, fără să vrei, te compari stânga-dreapta. Da. Fără să vrei, că cu X, cu Y, că îți iei comparații și din America, deși n-au nicio legătură cu ce se întâmplă la noi. Dar, cred că cel mai bine e, at the end of the day, să te compari tu cu tine de ieri, de alaltă ieri, de luna trecută, anul trecut. Dacă ai evoluat, trebuie să schimbi ceva. Dacă evoluezi, keep going. Dacă n-ai făcut nimic...
Undeva e o problemă. E o problemă, da. Și uite, ca să le fie mai ușor, poate, ar putea urma tot exemplul tău, să aibă un main income din altceva, cum ai tu, din zona artistică, da. până când zicem că vor să facă doar zona de antreprenoriat și partea asta, mai ales antreprenoriatul ăsta creativ, să-i spunem, că e de haine, de, nu știu, grădiniți și așa mai departe, unde implică foarte mult efort, nu renunțați din prima la ceea ce faceți principal. Da, clar, clar, că apare Ai panica. Zis că îți dă confortul. Ție ți-a dat confortul ăsta. 100%, dar nu... Și atunci faceți așa. Nici nu se pune problema că aș renunța vreodată la partea artistică pentru haine, dar... O luam doar ca sursă de income acum, trecând de faptul că este partă view, știi? Da, dar ca da, să... eu sunt ca o caracatiță, muzica e în centru și restul sunt... Dar ce spui tu e foarte corect, pentru că eu am o prietenă care este angajată într-o corporație și are o pasiune... Clasic, da. Da, clasic, exact. Are o pasiune total diferită de ceea ce... Foarte mulți, așa. Da. Și sfatul meu pentru ea a fost, măi, dar continuă ce ai de făcut acum, mai ales că lucrezi de acasă. Absolut. Deschideți o firmă. Now is the time. Aplică pentru fonduri. Pornește-ți acel mic job, lucru, așa mică afacere. Și vezi încotro evoluează situația, că toată discuția a pornit de la, da, la pensie, da, la 60 de ani sau așa, ce pensie o să am? Da, oare o să mă întrețin? Da, oare o să fiu fericită cu viața pe care am dus-o etică? Și am zis, pe singura variantă ca să poți să controlezi tu asta este să fii antreprenor. Poți să nu reușești. S-ar putea să n-ai nicio pensie și asta e adevărat. Deci, da. Să-ți asumi și partea asta, corect. Dar măcar ai încercat. Da, e o discrepanță între, vezi, la tine a fost ușor să treci către antreprenoria, să spun așa, pentru că erai deja independentă în gândirea despre income și despre veniturile pe care le ai, despre certitudinea și incertitudinea unui venit lunar. Dar eram și inconștientă că eram mică. Există adică un gram de inconștiență, oricum mai dau când te duci pe latura de antreprenoriat, dar când ai ani de zile în spate într-un job stabil, că e corporație sau ce greu, psihic. Este mai greu, trebuie să ajungi probabil la o saturație, să spui ok, gata, nu mai pot, îmi schimb viața, dar altfel tu aveai deja structura și ți-a fost ușor să te... Da, când zic inconștiență, e că am pornit aiurea în tramvai și am și pierdut bani. Da, ideea e că am încercat să mă redresez după. Dar da, probabil că dacă n-aș fi avut partea artistică, dacă aș fi plecat la drum, aș fi plecat la drum cu toate lecțiile făcute. Clar. Mă refer pe partea de design. Iar pentru mine, eu când vorbesc de carieră, mă gândesc doar la partea artistică, muzicală, restul sunt side business. E important că le ai și pe astea, că vorba prietenii tale, la 60 de ani, din, știi, bucățele, Doamne, din bucățele, se... Am pensie privată, măcar. Lună de lună cotizez în cască. În cască se întâmplă ceva. Vrei să le transmiți un ultim mesaj oamenilor care ne urmăresc? Că văd că întrebări n-au pus, dar poate ne pun după aceea și o să ți le transmitem. Da, cu drag. Ce pot să vă transmit este doar să aveți încredere în voi și în instinctul vostru. Dacă instinctul vă spune să mai stați, mai stați, că degeaba pleci cu inima îndoită la drum, dar cred că trebuie să ne păstrăm cu toții un open-minded, pentru că să fim open-minded, pentru că nu știi, după cum ne-a demonstrat și starea recentă din ultimele 6 luni, nu știi ce se întâmplă, așa că mai bine să faci un lucru, să nu regrezi că nu l-ai făcut. Eu îți mulțumesc foarte tare că ai acceptat invitația. Mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur, păi mai închidem camerele și mai povestim. Din toamnă încolo, nu? Din toamnă încolo, da, asta vreau să le spun. În august avem pauză, ne revedem, sper. Și nu pentru că nu-mi doresc eu sau nu-și dorește Ingenius Hub să ne găzduiască în continuare, dar așa cum spunea Sore, suntem într-o perioadă de incertitudine, așa că le vom lua step by step, dar eu vă promit că dacă nimic nu se schimbă din punctul ăsta de vedere, ne vedem în septembrie, vedem cu ce povești și vedem poveștile cum vă pot ajuta pe voi. Vă mulțumesc pentru încă un sezon în care ați fost alături de mine și să ne revedem cu bine. Pa, pa! Pa!